Ștefania, despre descalificarea lui Cosmin, nu știu cum. O nouă ediție incendiară Casa Iubirii are loc luni, 17 iunie. Ce spune Ștefania despre descalificarea lui Cosmin din emisiune? Fanii emisiunii Casa Iubirii vor asista luni, 11 martie, la o ediție de-a dreptul incendiară, în care tensiunile vor pluti în aer. O situație neașteptată precipită atmosfera din casă. Ștefania, despre descalificarea lui Cosmin. Luni, 17 iunie, Ștefania face declarații incendiare despre descalificarea lui Cosmin. Ce crede tânăra despre partenerul ei din Casa Iubirii? Patrick, Ștefania, tu ai o speranță că probabil nu sunt adevărate, dar să zicem că vei concluziona că sunt adevărate. De ce crezi că ar fi recurs la aceste gesturi, Ștefania, nu știu, asta e întrebarea. Nu știu cum ar fi putut să stea alături de mine atâtea luni și să pară atât de îndrăgostit, precum spunea. Robi, ar avea pe cineva afară: Ștefania, da, Rebecca și Sebastian. Scandal de proporții în Casa Iubirii. Săptămâna începe cu multe controverse și răsturnări neașteptate de situație. În ediția de luni, 17 iunie, predomină o atmosferă tensionată și apăsătoare. După ce Sebastian intervine în conversația dintre Rebecca și Antoni. Antoni, nu știam cum să gestionez situația și nu înțeleg ce să fac. Întrebarea mea este, în momentul de față, dacă pot continua sau nu. Roberta, nu, Rebecca, tu acum de ce comentezi? Zici că noi suntem răutăcioase, dar tu ești rea. Nu poți să-ți vezi de relația ta, Sebastian, oprește-te. Vezi că ai musca pe căciulă și nu știu dacă e cazul să vorbești. Antoni, Sebastian, te rog, oprește-te cu afirmațiile acestea. Rebecca, vreau să știu și eu de unde până unde trebuie să tac eu din gură. Rog, așa ți spun eu să taci din gură. Rebecca, înseamnă că nu ai niciun respect față de o femeie. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți?